mulți jucători și atunci eu sunt doar un jucător în acest moment. Vom vedea dacă lucrurile astea le putem menține și atunci putem vorbi și de alte lucruri. De la secție a spus că ei au făcut diferență pentru că au făcut foarte multe greșeli. În opinia dumneavoastră, ce au făcut diferența? Da. Am încercat să analizez declarația omorului. Eu, prima dată, opinia lui, într-adevăr, poate au făcut greșeli, dar eu vreau să cred și în sine mea sunt convins că multe din ele au fost provocate. Adică am încercat să ne facem temele bine și să găsim care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile slabe, unde putem profita. Poate nu au făcut un joc bun, eu îmi permit să analizez adversarul, dar vreau să scot în evidență lucrurile bune făcute de jucători. Suporterea în continuă. Întotdeauna sunt numărul 12 și poate nu numărul 12, poate sunt numărul 1 și începem de acolo numărătoare. Un club trebuie să trăiască prin un simbol, prin o tradiție, prin niște valori. Echipa trebuie să transmite ceva. Cred că astea sunt lucrurile care ar trebui puse foarte bine acum și în momentul de la cât de greu e să îi menții de băieți în acest ritm? E clar că apare euforia, două victorii, una cu Dinamo, una clară cu Sepsi, egală cu CFR. Știm că la fotbaliști e foarte ușor, pentru că rookie-urile nu sunt foarte multe și fiind de foarte mult tipul fenomen, riscăm doar să fim la locul și să repetăm aceleași lucruri pe care le-au auzit foarte multe ori până acum. Aveți grijă să fim odești, să nu ne luăm cap, să nu ne umflăm, să nu călcăm pe vârfuri. Aceleași lucruri le aud zi de zi. Probabil că trebuie căutată tot timpul o cheie pentru fiecare moment, pentru fiecare particularitate de grup, pentru fiecare jucător în parte. Partea asta mentală, psihologică, pedagogică, cred că este una nativă. E destul de greu să te dezvolți pe partea asta, pentru că poți citi o carte, dar caracterul tău nu poate aplica metodele scrise acolo. Probabil că echilibrul ăsta vine doar din centrul a băieților la jucător. Se apropie etapa a 5-a, încep să te gândești la obiectiv? Da. Eu m-am gândit întotdeauna la obiectivul meu personal și asta o fac în momentul în care iau o decizie. Știu clar că ducesc în la Botoșani, din punctul meu de vedere, că mă consider un om în formare și un antrenor în dezvoltare. Pot găsi aici ancore care să mă dezvolte în un an de plan și un an și pe acesta. La obiectivele echipei? Nu depinde numai de mine. Lucrurile astea se vorbesc la modul general cu toți factorii și cu toate departamentele din club. Ți-ai făcut o idee, ai văzut trei dintre meciuri de FC Botoșani. Crezi că ți-ar mai trebui întărit pe anumite posturi? Am declarat de multe ori și o să spun toată viața și nici nu trebuie să spun. Asta e realitatea și știm cu toții. Fotbalul, fenomenul ăsta așa complex, ne expune în permanență. Concurența este mereu deschisă. La fel de bine am spus că sunt mulțumit și cred că în momentul ăsta, cu locul disponibil, putem acoperi orice situație de joc, orice imprevizibilitate, orice lucru care apare nou. De la noi sau de la adversar. Apoi viitoare jucați cu Fece Bonotare, după care și le alegem două trofei. Credeți că Fece Botoșani are puterea ca în acest sens să câștige măcar un trofeu? N-aș vrea să fac apreciere despre adversar. E greu să întreba dacă noi putem câștiga un trofeu. Da, putem să câștigăm un trofeu. Înțeles că două voluntari. Da, noi putem să câștigăm un trofeu. Categoric. Cu Armonie, de exemplu. E o competiție care în 4-5 meciuri ești acolo. Cred că avem capacitatea la 4 meciuri să le ducem foarte bine. Ca să vorbim de campionat, trebuie să fim un pic mai
format jocul, avem nevoie de un screen mental, avem nevoie de predicții pentru el, vom vedea ce se întâmplă. Vreau să spun chiar acum. Mai aștept și de la cineva, dacă mă aveți întrebări. Ați văzut dacă jucați greu? Uitați o întrebare cât de cât mai realistă. De la un titlu până la play-off, ușor, ușor, ajungem la ce ar fi trebuit să scăpăm, ce ar fi trebuit să vorbim. Cu siguranță vom evita lucrurile. De aici să plecăm și când o să avem obiectivele pregătite, o să le expunem cu siguranță. Dar explicați-mi un pic, dacă plantă Golovka și Borussan, mai e mult până să vedem în perioada de transfer. Care ar fi obiectorii? Cine stă la? În clipa asta, vreau să spun, pentru că pot apărea diverse modificări în cadrul locului. E o structură pentru fiecare din jucători să de cela mai bine să meargă într-un mediu în care se poate dezvolta sau își poate pune în aplicare sau în evidență abilitățile, competențele, calitatea. Suntem o dată echilibrat. Am spus-o, ducem competiția așa cum suntem, foarte bine până la... Și să venim prezbări pentru Europa sau... Clar, n-am. Eu pot să spun ceva detalii tehnico, tactice, fizice și mental, cred că aș putea să spun despre el mai mult. Nu pot să-mi fac evoluări la propriu jucător și nici măcar la alții. Chiar n-am repet pentru asta și nu... Măruțan, prima pasă de gol, s-a putea să spun și ăla. Da, m-am apucat să-i spun să fie serios în continuare, să fie modest, să își bate de treabă. Da, vedeți, ca fiecare meci avem jucători care ies în evidență și mie asta îmi dă cea mai mare credere că nu jucător ține echipa, echipa scoate în evidență în jucător. Mare, da? Asta vreau de domnul, da, mă. Deci, mai e, 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 e,